Ce relație aveți cu ministrul justiției? Strict instituțională. Dar cu noul CSM? Practic, sunt aceiași membri, ca și în cursul anului trecut, doar conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a fost modificată. Avem o relație strict instituțională. Trimitem Consiliului Superior al Magistraturii acele solicitări și acele date și informații care sunt obligatorii potrivit legii. Este doar o relație instituțională cu toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Ministrul Justiției a anunțat încă din luna decembrie că a luat o decizie pe care o va formaliza ulterior în urma evaluării activității conducerii DNA. Ați avut vreo discuție cu ministrul pe această temă? Eventual va comunica ce decizie a luat? Nu am avut niciun fel de discuție, nu mi-a solicitat niciun fel de explicație, nu mi-a solicitat niciun fel de date sau informații, n-am avut niciun fel de întâlnire, nu cunosc ce decizie a luat. De altfel, singura întâlnire a ministrului Justiției cu toți membrii conducerii DNA a fost o întâlnire publică la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, când s-a discutat acel raport privind controlul efectuat în cadrul DNA, și a fost o întâlnire publică, toată lumea a putut să vadă ce s-a discutat în acea întâlnire. Alte întâlniri cu ministrul Justiției nu am avut. Dar vă preocupă această evaluare? Nu. Eu o să continui să fac treaba până când va exista o decizie legală de revocare a mea din funcție sau până când îmi va expira mandatul în mai 2019. De ce credeți că amână, totuși, ministrul Justiției anunțul în ceea ce vă privește? Ar putea avea legătură și cu așteptările intrării în vigoare a legilor justiției care modifică procedura de numire și revocare a șefilor din Ministerul Public? Cred că răspunsul trebuie să-l dea chiar ministrul Justiției. N-aș putea să vă spun dacă este o decizie amânată sau nu. În legătură cu legile justiției, care este prevederea care afectează cel mai tare DNA? Da. Vorbind despre aceste proiecte de legi care au fost adoptate, ar trebui să precizăm de la început că aceste proiecte nu au la bază niciun fel de studiu de impact, nu au la bază nicio notă de fundamentare care să ne arate de ce trebuie modificate anumite dispoziții sau nu. Haideți să revenim cu ceea ce este mai grav. De fapt, nu este ceea ce se regăsește în lege. Ceea ce este cel mai grav din punctul nostru de vedere este ceea ce nu se regăsește în această lege. Potrivit legii în vigoare în acest moment, procurorii se bucură de stabilitate și independență. Proiectul noii legi elimină cuvântul independență. În aparență, dacă citești acel articol 3, pare că este un text care nu ridică probleme. Dar ce se ascunde în spatele acestui text? Lipsește cuvântul independență. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că procurorii, din momentul în care această lege va intra în vigoare, nu vor mai fi independenți în activitate, vor fi subordonați ministrului Justiției, care de regulă este un om politic. Ca atare, ce se dorește prin această lege? Nu se dorește întărirea independenței, nu se dorește eficientizarea și reformarea sistemului de justiție, ci se dorește dependența procurorilor de ceva. O să vedem dacă de ministrul justiției sau de politic, și se dorește limitarea atribuțiilor pe care procurorii le pot avea atunci când sunt independenți. Haideți să vedem ce înseamnă un procuror care nu este independent în activitate. Și să ne uităm puțin la ce se întâmpla în anii 2000 sau până în anul 2004, când procurorii nu se bucurau de independență în activitatea lor. Nu existau anchete de corupție la nivel înalt, nu existau persoane care dețineau funcții importante în stat care să fie anchetate, au fost situații chiar când deciziile în anumite dosare penale s-au luat la sediu unor partide politice. Dacă dorim să ne reîntoarcem la acele vremuri când nu se întâmpla nimic, atunci aceste dispoziții ar trebui să intre în vigoare. Dacă voința politică este ca procurorii să nu facă nimic sau să facă anchete în funcție de ceva, de ce vor fi dependenți, atunci aceste dispoziții vor intra în vigoare. Noi, de fapt, suntem foarte îngrijorați cu privire la aceste legi, pentru că una dintre condițiile de bază în a obține rezultate în lupta cu infracționalitatea, dar în special cu corupția la nivel înalt, a fost această independență a procurorilor. Faptul că, prin independența care era garantată de lege, procurorii au putut să deschidă anchete, să le finalizeze, să trimită în judecată persoane care au deținut funcții importante în stat, care au fost
investigate pentru fapte de corupție la nivel înalt, ne-a arătat că eficiența în lupta cu corupția se poate obține doar cu un sistem de justiție independent, în special cu procurori independenți. Ori acest cuvânt lipsește în totalitate din dispozițiile noilor legi care sunt adoptate în acest moment de Parlament, dar care încă nu au intrat în vigoare. Care va fi impactul pe care l-or avea legile justiției asupra activității DNA și a sistemului judiciar? Ați făcut o analiză în afară de independența aceasta, care înțeleg că este primordială pentru procurori. Sigur, noi am analizat legile în ansamblul lor. Sunt situații în care dacă e doar o anumită dispoziție, un anumit articol din lege, el poate să pară chiar favorabil sistemului de justiție. Dar dacă analizăm în ansamblu toate dispozițiile legale nou introduse, o să vedem că pot avea efecte devastatoare asupra sistemului de justiție și nu doar, ci asupra societății în general. Haideți să vă dau un exemplu. Deși este destul de dificil că sunt foarte multe dispoziții tehnice, dar am să încerc să găsesc câteva exemple ca publicul să înțeleagă de ce aceste legi sunt grave. Există o dispoziție privind pensionarea magistraților atunci când aceștia au 20 de ani de vechime în magistratură. În aparență este o dispoziție bună, mai ales pentru magistrați, pentru că unii din ei nu trebuie să lucreze 65 până la 65 de ani, la fel cum se întâmplă cu alte categorii profesionale, ci au posibilitatea de a se pensiona mai devreme. Deci, în aparență, nu ar trebui să ne îngrijoreze. Dar haideți să vedem care sunt consecințele. Magistrații care au această vechime sunt magistrații care, din punct de vedere profesional, au ajuns la o maturitate, care au o experiență foarte mare și care au promovat ierarhic, ajungând de cele mai multe ori la instanțele și parchetele superioare, la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ca să ajungă acolo, acești magistrați au dat niște examene extrem de grele, extrem de dificile. Dacă această dispoziție intră în vigoare, există posibilitatea ca acești magistrați să iasă la pensie. Nu avem niciun fel de previzibilitate pentru că este o decizie personală. Doar în DNA, peste 25% din colegii procurori vor putea să iasă la pensie. Problema intervine atunci când ne raportăm la cauze. Se va bloca soluționarea cauzelor sau unele din ele nu se vor mai finaliza. Și dacă mă raportez, spre exemplu, la Înalta Curte de Casație și Justiție, vechimea pentru a promova la această instanță va fi de 18 ani. Un magistrat care are 18 ani va da examen, va promova la Înalta Curte, dar în 2 ani el se va putea pensiona. În această perioadă de 2 ani, dosarele care sunt pe rolul Înaltei Curți nu pot primi întotdeauna o decizie finală definitivă, tocmai pentru că sunt cauze complexe, cauze în care sunt de audiat multe persoane, sunt de administrat probe și există și o cale de atac. Și atunci vom ajunge în situația în care poate judecătorii vor ieși la pensie și aceste dosare se vor relua până vin alți judecători care din nou după 2 ani de zile se pot pensiona. Și o să ajungem în situația în care justiția poate să se blocheze și aceste dosare să nu fie soluționate. Mai mult decât atât, iarăși un exemplu, poate este tehnic pentru public și greu de înțeles, dar este important de explicat de ce aceste legi vor împiedica buna desfășurare a justiției și care automat va afecta și societatea. Condițiile de accedere și mărirea duratei de stagiatură va duce la situația în care 4 ani nu vom avea absolvenți noi și cu această ieșire masivă la pensionare există situația ca dosarele să fie soluționate într-o perioadă mai mare de timp sau sistemul chiar să se blocheze. Există multe asemenea exemple, am ales doar câteva care în aparență pot să fie dispoziții bune din punctul unora de vedere, dar care să aibă consecințe extrem de grave. Dar vor putea rămâne magistrații în sistem și după acest interval? Dar... Vor putea rămâne, însă acest lucru nu poate fi previzionat de nimeni, pentru că este o decizie personală. Vocația de a te pensiona este o chestiune care ține strict de persoana magistratului. Sigur, ai acea vechime, poți să rămâi în sistem, poți să nu rămâi în sistem, dar este o decizie personală pe care nu ai de unde să o cunoști în momentul în care această lege intră în vigoare. Procurorul general Augustin Lazăr a făcut referire luna trecută într-un comunicat despre tentativele unor puteri ale statului de a lipsi procurorii români de independențe pe căi dubioase prin proiecte și proceduri parlamentare viciate. Cum vedeți
dumneavoastră întreg acest proces de modificare a legilor justiției, dar și a codurilor penale. Cred că domnul procuror general a sintetizat foarte bine în această frază ceea ce se întâmplă. De fapt, nu se dorește eficientizarea justiției. Se dorește eliminarea independenței procurorilor, se dorește lipsirea de eficiență în activitatea investigativă, ba chiar tăierea unor instrumente legislative, așa cum am văzut în cursul lunii decembrie că exista un proiect privind modificarea codului penal. Nu există note de fundamentare, nu există studii făcute pentru a putea aprecia dacă este oportun sau nu să facem aceste modificări. Mai mult decât atât, poate este pentru prima dată sau poate nu știu eu, când o procedură parlamentară de modificare a unor legi atât de importante s-a desfășurat într-un ritm extrem de rapid. În câteva zile, aceste proiecte au fost adaptate fără o dezbatere serioasă, fără note de fundamentare, fără transparență și fără consultarea sistemului de magistratură. Să nu uităm că au fost situații în care magistrații au fost excluși de la acele ședințe, chiar au fost invitați să părăsească sala când s-au prezentat pentru a-și exprima punctul de vedere. Deci, aceste motive ne duc la concluzia că, de fapt, în spatele acestor modificări nu se încearcă reformarea sistemului de justiție, ci se încearcă blocarea sistemului de justiție. Pe lângă instituțiile din justiție și magistrați, îngrijorări a transmis și Comisia Europeană în legătură cu aceste modificări. Există și proteste în țară. Cum vedeți răspunsul legislativului? Această îngrijorare o avem și noi, cei din sistemul de justiție, cu privire la posibilitatea ca aceste legi să intre în vigoare. Soluția legislativă este ca aceste proiecte să nu intre în vigoare, să fie dezbătute într-un mod serios, cu participarea magistraților, cu efectuarea unor studii de impact, a unor note de fundamentare, pentru a vedea ce este bine și ce nu este bine. Într-adevăr, în ultimii ani, sistemul de justiție a propus mai multe modificări la aceste legi, dar în mare parte nu s-a ținut cont de anumite propuneri sau nu au fost introduse în proiectele legislative care au fost înaintate la Parlament. Deci o dezbatere serioasă, transparentă și corectă, cred că ar duce la modificarea acestor legi într-un fel în care să ajute sistemul de justiție și societatea. Pentru că o justiție care nu este independentă nu poate ajuta societatea. O justiție care nu este independentă nu poate duce la soluții corecte, la procese corecte. Deci o justiție care nu este independentă va afecta cu siguranță cetățenii. Independența justiției nu este un privilegiu pentru magistrați, ci este un principiu fundamental într-o societate democratică, de care trebuie să bucure toți cetățenii. Decizia Curții Constituționale privind înființarea secției de anchetare a magistraților la parchetul general, declarată constituțională, cum afectează anchetele în curs de la DNA? Ce se întâmplă cu dosarele deja deschise, cu anchete în IREM, cu unde sunt deja și în cele în care sunt deja suspecți? Vor fi mutate cu tot cu urmărire penală? Da, în general, când o normă de procedură este modificată, ea se aplică imediat și în cazul în care competența este schimbată, dosarele vor fi declinate. Dar pentru că vorbim de această secție, a existat în spațiu public o intoxicare, că de fapt nu se dorește înființarea acestei secții pentru că DNA ar pierde competență. Da, este adevărat, dar pierde în câteva zeci de dosare. Anual, în ultimii 4 ani, DNA a investigat peste 10.000 de dosare. Faptul că avem 30 de dosare sau 40 de dosare cu magistrați în plus sau în minus nu va afecta în niciun fel Direcția Națională Anticorupție. Curtea Constituțională a stabilit că înființarea acestei secții este constituțională. Dar nu orice dispoziție legală care este constituțională este și utilă și oportună. Și haideți să vedem ce se ascunde în spatele acestei dispoziții. Care este realitatea și pentru ce se dorește modificarea aceasta legislativă? O să avem secții de investigare a unor primari, secții de investigare a unor deputați și senatori, secții de investigare a unor polițiști, pentru că numărul polițiștilor, al primarilor, al senatorilor și deputaților care au fost investigați de DNA, trimiși în judecată și condamnați, este mult mai mare decât cel al magistraților. Deci dacă ne luăm după un criteriu statistic, o să avem și astfel de secții? Care este realitatea acestor modificări? Sunt magistrații un pericol pentru societate?
dacă ne luăm statistic, atunci și primarii sunt un pericol sau pot fi și parlamentarii un pericol doar pentru că un număr mai mare sau mai mic de inculpați au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție? Această secție, așa cum este prevăzută, va funcționa cu un număr de 8 sau 10 procurori. Ori sunt sute de dosare în țară care vizează investigarea unor magistrați. Pentru că ceea ce nu s-a spus în spațiu public este acest lucru. Nu doar DNA investigează magistrații. DNA investigează magistrații cercetați pentru fapte de corupție sau pentru fapte care sunt de competența DNA. Dar magistrații sunt investigați și de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către procurori de la parchetele de pe lângă curțile de apel, în funcție de competența care este stabilită în lege. Imaginați-vă sute de dosare care vor ajunge la 8 procurori și care își vor bloca activitatea. Dacă ne uităm în trecut, haideți să ne uităm când s-a înființat PNA-ul. Toată corupția din România era investigată de PNA, care în teritoriu avea 2 sau maxim 3 procurori și aveau mii de dosare. Și practic au fost blocați. Lupta anticorupție a fost blocată o perioadă de timp pentru că nu puteau gestiona miile și sutele de dosare pe care le aveau. Dacă ne uităm la această modificare legislativă, coroborată cu lipsirea de independență a procurorilor, coroborată cu celelalte dispoziții care pot intra în vigoare, o să vedem că scopul acestei secții nu este de a investiga magistrații care fac abuzuri, ci este de a bloca sistemul de justiție, de a pune presiune pe cei care lucrează în sistemul de justiție. Dar nu luați în calcul că poate se dorește o înființare acestei secții pentru magistrați doar pentru că exigențele legate de posibile infracțiuni ale magistraților sunt mai mari decât în rândul celorlalte categorii? Cred că aceste exigențe au fost satisfăcute prin anchetele care au fost făcute de-a lungul timpului. De câte ori un procuror sau un judecător a încălcat legea, s-au făcut anchete, au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție, pentru fapte de favorizare, pentru abuzuri exercitate în activitatea lor. Nu există în România și poate nici în alte sisteme de drept structuri de parchet pentru investigarea unei anumite categorii profesionale. Despre acest lucru vorbim aici. Magistrații sunt cei mai periculoși pentru societatea din România? Să înființăm o secție? Acele abuzuri din justiție despre care se vorbește și care deocamdată sunt nedovedite în marea majoritate a cauzilor. Da, inclusiv în DNA am avut situații în care procurori au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție, pentru modul în care și-au exercitat atribuțiile de serviciu. Și acest lucru arată sănătatea sistemului de justiție, că atunci când un procuror sau un judecător a greșit, acela a fost investigat la fel ca orice alt cetățean. Dar mai sunt și alte categorii profesionale care prin activitatea lor afectează cetățenii și societatea. Magistrații, dintr-o dată, sunt cei mai periculoși. De ce? De ce sunt procurorii periculoși? Pentru că i-a investigat pe cei care au luat mită și au prejudiciat bugetul de stat?